În primul rând, nu mi-a plăcut niciodată să mai iau de arbitraj, să fac un alibi din arbitraj sau de asta. Dar astăzi s-a întâmplat un lucru urât, o greșeală mare de tot de arbitraj. Eu consider, am văzut foarte bine faza, consider că n-a fost nici 11 metri, Todoran a dat în minge și după aceea, din inerție, Gordin l-a blocat la picioare. Dar prin Asur spun că era și 11 metri, dar nu se pune problema de eliminare sub nicio formă, nu se punea problema. Sub nicio formă, mingea era în aut, plecase și arbitrul după aia era foarte pornit. N-am zis că primul lucru s-a dus direct cu cartonaș roșu. Avem exemplu la meciurile de divizia, la Vaslui cu Rapid, ați văzut, nu i-a dat nici măcar cartonaș galben. Și cam aceeași fază a fost. Deci a fost, cum să vă spun, a dat total peste cap, că ați văzut prima repriză, eu zic că am dominat jocul, am avut ocazii de gol, nu aveam niciun problemă, echipa Botoșani, în afară de niște mingi aruncate tare și degajeri, practic, că nu erau nici mingi aruncate pe vârfuri, erau degajeri, a ieșit treaba asta și normal că după aia, ținând curând și de problemele noastre și mai ales psihic, băieții au cedat psihic aici. Altceva nu s-a întâmplat și să joci în 10 oameni mai mult de o repriză este foarte, foarte greu. Foarte, foarte greu. Dumneavoastră știți mai bine decât, sau la fel de bine ca noi, că am trecut prin perioade grele în această perioadă de pregătire și n-am putut să ne facem pregătirea. Pentru că această echipă, vă spun cu mâna pe suflet și vă spun, e un om care am și eu vreo 30 ceva de ani de fotbal și ca jucător și ca antrenor, echipa aceasta promova fără probleme. Asta e, câteodată ai șansă în viață, câteodată n-ai șansă, atât. Restul nu mai mă întrebați de alte probleme decât pur fotbalistice, dacă mă întrebați. Credeți că veți putea să redresați echipa, mai ales că aveți o săptămână? Din punct de vedere fotbalistic, eu zic că o redresăm, pentru că și astăzi... fotbalistic și psihic înseamnă și fizic, și tehnic, și tactic, toate. Ați văzut că echipa a putut. Adică nu s-a pus problemă. La primul meci, să spunem, cu Otopeniu, am fost depășiți fizic, clar. Da. Dar ușor, ușor, eu zic că și la Astra, și astăzi, echipa fizică a început să... de asta. Dar, uitați, intervine o problemă din asta care te dă total peste cap. Pentru că eu consider și cred și experiența îmi dă dreptul să spun treaba asta, astăzi nu pierdeam meciul sub nicio formă dacă nu intervenea această problemă de arbitraj.